în franceză, la fel de bine, dacă nu chiar mai bine decât ei. În timpul războiului, ultimul an, era foarte frig, era parizian, și eu mergeam la Saint-Germain-des-Prés, la un café, toată ziua petreceam acolo și aproape în fiecare zi am stat cu coincidențe alături de Sartre, în cafenea, și niciodată n-am avut tentație să-i adresez la mult. Ce mare autor ați avut o întâlnire bună? Eu n-am cunoscut mare autor. Am cunoscut pe Mișo, da. Mișo, am fost prieten. Beckett? Da, da, da. Și am fost prieten. Dar unde v-ați întâlnit cu Beckett? În ce plan, vreau să spun? Cum a avut loc întâlnirea destul de ciudată? Păi nu, l-am întâlnit la un tip care acum e dușmanul meu, asta nu are importanță. Adică v-ați întâlnit prin o admirație reciprocă sau cum? Sau printr-o relație umană accidentală? Nu, nu, cinise chestii, anumite și-o de mine, mai știu ce, l-am cunoscut la un dinește cu el și am devenit foarte prieten cu el și cu soția lui și el m-a ajutat financiar și am fost foarte prieteni, însă eu l-am abandonat ultimii ani, fiindcă era bolnav și în definitiv, cum spun, nu voiam să văd imaginea diminuată a lui, știi? Beckett e dificil să-l definești. Beckett, toată lumea sunt și la francezi special care voiau să brilleze, știi, formidabil. Și Beckett era un om tare simplu. Trebuia să fii tare direct și fără pretenții să lansezi paradoxuri. Iar ceea ce eu iubeam enorm la Beckett, ăsta care era în Franța de 25 de ani, avea impresia că a venit ieri. Nu l-a marcat deloc, n-a fost contaminat deloc de francez, nici în bun, nici în rău, în sens rău. Deci avea impresia că a căzut din lună, nu știu, el credea că e puțin franțuzit, mai știu, dacă nu vorbea franțuzește, spunea, domnule, ăsta e nemaipomenit fenomenul ăsta de non-contaminare, înțelegi? A rămas el integral anglosaxon, tot detestând pe englez, înțelegi? Și mie îmi plăcea mult chestia asta. De aceea el nu mergea la saloane, se simțea rău în societate. N-avea nimic de brillant, înțelegi? La conversație, cum să se... între două persoane numai, să te înțelegi? Avea un farmec extraordinar. Eu îl iubeam foarte mult. Mișo este altceva. Mișo e un tip expansiv. Și colosal de direct. Eu am fost foarte prieten cu el, încât el voia să-mi lase opera lui, înțelegi, ca eu să fiu proprietar. Și când a murit, amanta lui îmi spune, nu suntem, noi suntem moștenitori. Ea opera de artă și eu opera de artă. Și a spus, nu eu. Și realmente nu voiam să mă ocup, deși financiare era o chestie importantă, dar nu voiam să am răspuns. Și a spus, nu eu, și ea a aranjat chestia cu un testament, nu știu cum a spus, în fine, această chestie. El era un tip foarte brillant, plin de spirit și meșan, cum să zic. Îi plăcea să execute pe toată lumea, înțelegi? Și... Asta vă plăcea, cred. Îmi plăcea, da. Eu am fost foarte prieten cu ea. Și... ea, poate, scriitorul cel mai inteligent care l-am cunoscut aici, cel mai brillant, cel mai... Însă, foarte curios, un om super inteligent, înțelegi? Avea leturi naive. Uneori s-a apucat să scrie cărți parcă științifice asupra le doc, cum spune, la toate chestiile astea interzise, știi, Și eu am spus, dar e scriitor, e poet, trebuie să scrii opere științifice, înțelegi, asupra otreburilor ăsta, știi, au scris cărți întregi, nimeni nu le mai citește. Pentru mine a fost o mirare cum un om așa de deștept, îmi dă seama că face o prostie fără pereche. Cu Camus ați avut o întâlnire. Am întâlnit s-a sipat bine pasă. Odată. Odată. Précis de décomposition, prima carte. Și eu îl citisem și aveam un anumit respect pentru el, dar nu special. Pentru mine era de mâna a doua, însă un tip cinstit, în fine, însă mediocru, în fond. Și el a citit manuscrisul Précis de décomposition și Gallimard și mi-a spus următorul lucru. Maintenant, il faut que vous entriez dans la circulation des idées. Oh, foutus-moi, moi, tu sais, lui, il me donne des leçons, vous comprenez, qu'il avait de culture d'envățător. De cultură de învățător. A citit câțiva scriitori, n-aveau nici tras de cultură filozofică, și îmi spuneți, maintenant, il faut faire un effort pour entrer dans la circulation des idées, comme un élève. Vreau să mă răzbun, era foarte, foarte umilitor pentru mine, înțelegi? Când spune să intru în circulația ideilor, ca și cum aș fi un debutant provincial, cum să, de superior, și voaje, înțelegi? Nu e solen, dar de superior, cum spune așa, înțelegi? Maintenant, acum trebuie să intrați la circulația des idei, înțelegi? Eu citisem toți câțiva mari filozofi, ceva așa, lecții, așa, el avea o cultură de învățător, știi, înțelegi? Celebru, enorm, celebritate enormă, inimaginabilă, înțelegi? 200.000 de exemplare, să nu se poate imagina. Maintenant, te vezi entrer dans la circulation des idées. Și cum v-ați răzbunat? Nu m-am răzbunat imediat, însă am reușit să malgré tout, că des années après, că nu mai pot să fiu considerat ca un disciplu al lui Camus, imaginabil.